Da. Ce pot să vă spun? La momentul de față, studiul de prefezabilitate, acel studiu de care s-a vorbit, indică pașii de urmat și indică variantele pe care Consiliul Local și Executivul are la dispoziție pentru a realiza într-un timp cât mai scurt. Alături de primar am stabilit cât se poate de clar că termenul rezonabil, măsura în care toate forțele politice din județul Prahova concură la un deziderat al pacienților, al cetățenilor, ar cam fi de 3 ani de zile. În momentul în care, acest an, suntem pe ultima sută, dacă pot să spun așa, de definitivat documentele. Ce documente mă refer? Mă refer la certificarea finală a utilizării terenului. Știți că domnul primar a vorbit de un teren și de o idee de un hub spitalicesc în zona de nord, de terenul primăriei și nu mai sunt probleme de schimbări sau probleme de știu eu, de altă natură care țineau de zona de întorcători. Este o variantă, sunt convins că vor fi și altele evaluate de administrația locală și în urma unor discuții eu cred că vom finaliza cât de repede și vom definitiva astfel încât să fie cea mai optimă locație pentru cetățenii din Ploiești. Mai departe, studiul de fezabilitate va indica cu acuratețe, dacă vreți, până la necesarul de instrumentar și până la necesarul de paturi și structura saloanelor, modul cum trebuie să arate proiectul și construcția și dotarea acestui spital. Noi pornim de la niște date reale, niște date de patologie, niște realități pe care le-am spus de 100 de ori și nu cred că mai e caz să teoretizăm. Cred că trebuie să ne apucăm de treabă, noi asta dorim și așteptăm și rugămintea mea către toate forțele politice. Am spus când am venit pe acest post în primăria municipiului Ploiești că nu mă interesează să fac politic. Este treaba domnilor consilieri locali și a liderilor de partid. Pe mine mă interesează să facem un spital. Să înțeleg că au existat niște discuții cu membrii din opoziție. Am discutat și eu personal cu mulți cunoscuți care fac parte din alte partide și cel puțin până acum discuțiile sunt încurajatoare. Toată lumea dorește să se facă acest spital indiferent de culoarea politică și cred că atunci când ne îmbolnăvim nu facem parte într-un partid, suntem doar oameni și trebuie să ne vindecăm. Și cred că pe acest subiect să există un moratoriu, este o înțelegere, așa cum s-a făcut în alte municipii din România, astfel încât acest proiect care l-au susținut, dacă vă aduceți bine aminte, mulți de cursul timpului și pe care și l-a asumat primarul Dian Dobre, trebuie să fie dus la bun sfârșit și să lăsăm deoparte micile sau marile războaie și bătălii. Nu e o glumă asistența medicală și nu stăm bine la acest capăt.